Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba și literatura română de clasa a 7-a. În această lecție vom vorbi despre câteva greșeli frecvente care se fac în ortografia verbelor la modul imperativ. Haideți să ne amintim ce particularități are modul imperativ. El este un mod personal care exprimă o poruncă, un îndemn, un sfat sau o rugăminte. Are forme doar pentru persoana a doua, singular și plural, și cere semne exclamării la sfârșitul enunțurilor în care apare. Pentru a ști formele corecte ale verbelor la modul imperativ, trebuie să știm cum se formează acest mod, atât la forma lui afirmativă, cât și la forma negativă. La forma afirmativă, la persoana a doua, singular, majoritatea verbelor au la imperativ aceeași formă cu cea a persoanei a treia a indicativului prezent. De exemplu, tu, aleargă. La persoana a doua, plural, toate verbele au formele de la imperativ identice cu formele indicativului prezent la persoana a doua, plural. De exemplu, voi, alergați. Intonația ne ajută ca în vorbire să arătăm că folosim modul imperativ și nu indicativul prezent. La forma negativă, la persoana a doua singular, se formează cu ajutorul adverbului de negație nu, plus infinitivul verbului de conjugat, tu, nu alerga. Iar la persoana a doua plural, imperativul se formează cu ajutorul adverbului de negație nu, plus forma afirmativă, voi, nu alergați. Există și situații când imperativul se formează altfel. La forma afirmativă, la persoana a doua singular, unele verbe au aceeași formă de imperativ cu cea a persoanei a doua indicativului prezent. Tu, mergi! În schimb, la persoana a doua plural, toate verbele au formele de imperativ identice cu formele indicativului prezent la persoana a doua plural. Voi, mergeți! La forma negativă, la persoana a doua singular se formează cu ajutorul adverbului de negație nu plus infinitivul verbului de conjugat. Tu nu merge acolo. Iar la persoana a doua plural, imperativul se formează cu ajutorul adverbului de negație nu plus forma afirmativă. Voi nu mergeți acolo. O situație mai dificilă o au unele verbe precum a veni, a face, a zice, a duce, a reveni, a preveni, a desface, a reface, a preface, a prezice, a conduce, a reduce. Imperativul lor se formează astfel. La forma afirmativă, la persoana a doua singular, aceste verbe au forme proprii. Vino, fă, zi, du. În schimb, ca și la celelalte verbe, la persoana a doua plural, toate verbele au forme de imperativ identice cu formele indicativului prezent la persoana a doua plural. Veniți, faceți, ziceți, duceți. La forma negativă, la persoana a doua singular, imperativul se formează cu ajutorul adverbului de negație nu plus infinitivul verbului de conjugat. Nu veni, nu face, nu zice, nu duce. La persoana a doua plural, imperativul se formează cu ajutorul adverbului de negație nu plus forma afirmativă. Nu veniți, nu faceți, nu ziceți, nu duceți. O atenție specială trebuie să-i acordăm și verbului a fi la modul imperativ. Astfel, vom reține că la forma afirmativă, la persoana a doua singular, verbul se scrie cu doi i. Tu, fii atent! La forma negativă, la persoana a doua singular, verbul se scrie cu un singur i. Tu, nu fii superficial. La persoana a doua plural, forma fiți se scrie fără cratimă. Voi, fiți atenți. Voi, nu fiți superficiali. Acum am o provocare pentru voi. Rescrieți enunțurile următoare, corectând greșelile de orice natură. Puneți pe pauză prezentarea până când veți rezolva exercițiul. Iată și rezolvarea corectă a exercițiului. Fiți atenți la detalii. Nu face gălăgie, te rog. Nu fi trist, Matei. Nu desface pachetul încă. Nu-i zice secretul tău colegului de bancă.
Ați ajuns la finalul acestei lecții și vă felicit! Nu uitați, pentru a da porunci, sfaturi, îndemnuri de care să se țină seama, trebuie să folosim modul imperativ și să îi scriem corect formele. Vă aștept cu drag la o lecție viitoare! La revedere!